stat de nenumărate ori de vorbă cu ea. De ce se întoarce doamna Antemir? Ce îi spune? Ce îi promite? Nu, ne spune că nu se mai duce și pur și simplu, pe urmă, ea ce face, ce îi spune la telefon, că o amenință, că nu știu, pur și simplu nu știm. Pur și simplu mi-a spus, deci acum, ultima dată, a pronunțat pentru că îl iubește. Pentru că îl iubește. Da, vă amintiți când ați văzut-o așa, întreagă la chip, fără ochii vineți, ultima dată? Nu. Sincer, nu. Practic, ea de când este cu acest bărbat, este mutilată. De câte ori a venit și când nu s-au certat, deci tot avea semne pe față, era ba un pic vânătă, ba umflată, ba... Deci nu era niciodată ok. Colegii mei au stat de vorbă aseară cu acest bărbat, cu iubitul Andrei. Hai să vedem ce ne-a declarat și ne întoarcem și vă spun iarăși, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Eu, na, fiind bărbat, am lovit-o și asta a fost. Așa explică bărbatul urmele de pe chipul femeii pe care susține că o iubește. Urme pe care recunoaște că el i le-a făcut. De ce? Ia ascultați cu atenție. Soția a făcut niște lucruri urâte, eu am fost puțin supărat, eu acum sunt bine cu ea. Eu acum o să mă duc la ea, o să fie treaba bine. Eu am vorbit cu ea la telefon, doar că părinții se bagă între noi, asta a fost toată treaba. Părinții ei? Greșit și ea, am greșit și eu, noi ne iubim și o să fim în continuare. Eu am greșit, am făcut aici, m-am înșelat cu cineva pe tren, am fost la el. A stat o săptămână la el, la urmă am luat înapoi. De ce crezi că a plecat la bărbatul acela? De ce crezi că a plecat? Motive, eu știu ce motiv, ea s-a lăsat-o la muncă și pe tren s-a filipat. S-a filipat aici, că așa este pe trenul ăsta. Trenul groazei, doamne, ăsta e trenul groazei. La femeia la muncă și s-a... Eu, na, fiind bărbat, am lovit-o și asta a fost. Dumneavoastră, dacă erați în locul meu, ce ați fi făcut? Să vezi că l-are cu un bărbat, ce face? O pupați sau o băteați? Tu ești convins că ea te-a înșelat? Păi normal! Dacă toată lumea știe de adică pe situație, am uitat tot și o copil pe unul din urmă. Dar iar azi ai fost strânge împotriva mea, dacă ea a spus că vrea să fie cu mine și părinții o țin acolo sequestrate ca să-mi poată plece, fac lucrurile astea, e treaba lor. Andreea este în legătură telefonică directă cu noi și poate să ne lămurească ea de ce se întoarce întotdeauna la acest bărbat care o bate, e ca în sindromul Stockholm, știți cum e când te ține cel care te sechestrează acolo ca un magnet. Bună seara, Andreea! Bună seara, Andreea, mă auzi? Ok, o să-i rog pe colegi să vorbească cu ea, să-i spună că atunci când mi-aude vocea să ne și răspundă. Probabil că se uită la televizor și are un mic delay. Am remarcat că spunea domnul acesta la telefon, fiind bărbat, o ce mai lovesc. Adică da. Eu dacă... i-aș spune că tocmai că e bărbat. Da, și nu, dar dacă are mentalitatea asta cu fiind bărbat și trenul e de vină, deci că se întâmplă în trenul ăla, să bată trenul, dacă tot simte nevoie. Să se ia cu locomotiva, așa, la trântă, nu? Dacă trenul e vinovat pentru faptul că nevasta o parte că l-a înșelat. E genul bărbatului de carton care își arată bărbăția asupra iubitei și de lângă el. Problema eu o văd la doamnă, nu la dar el. Are și un fizic foarte impozant. Hai să încercăm așa că... să vorbim cu doamna. Da. Andreea Cristina Antemir, bună seara! Bună seara! Andreea, te-ai întors la acest bărbat, deși arăți cum arăți în fotografiile astea. Spune-mi și mie, de ce te tot întorci după ce te tot bate? Pentru că îl iubesc, îmi dau seama că regretă și că îmi promite că nu se mai întâmplă. Și de câte vreme sunteți voi, Andreea, împreună? De 5 ani. De 5 ani. Și de 5 ani îți amintești de câte ori ți-a promis că nu te mai bate? Da. Și s-a ținut vreodată de cuvânt? Nu, dar de data asta o să se țină. Dar de ce crezi tu că dacă 5 ani de zile nu s-a ținut, fix de data asta o să se țină de cuvânt? Pentru că el spune că o să treacă peste toate și că
Îmi vrea să ne creștem copilul împreună. Da, ție îți place așa când te uiți în oglindă? Îți place ce vezi? Nu, normal că nu-mi place, dar atâta timp cât eu sper și îmi doresc din tot sufletul să fie bine și eu îmi doresc din tot sufletul ca el să mă ierte pentru ceea ce am făcut. Stai eu puțin, stai puțin, Andreea. Da. Adică tot el trebuie să te ierte? Păi eu i-am greșit lui într-un mod foarte urât. Dar iubito și trebuia să te omoare cu bătaia? Păi nu vezi că tu deja, iartă-mă că spun, dar n-ai o gândire sănătoasă? Adică pentru tine e ok dacă ți-ai înșelat bărbatul să te calce în picioare? Nu e ok, păi... dar nici ce-am făcut eu nu e ok. Și nu dar e el n-a înșelat-o pe ea? Cum e lumea aici în sat, râde de el și așa, într-un fel îi dau dreptate. Păi vrei să zic ceva? O să te mai bată de 100 de ori și poate dintr-una din bătăile astea nu te mai trezești. Cine-ți crește copilul apoi? El. Da, pare rău, dar hai eu de cu astfel de mentalitate și gândire nu mă pot lupta. Adică dacă tu consider că meriți să arăți în halul ăsta în care văd eu acum pe ecran, cu ochii scoși din orbite de bătaie, pentru că l-ai înșelat pe bărbată tu, nu, sunt dezarmată, adică nu știu, nu sunt psiholog. Îți trebuie multă, exact cum spuneai tu, dar încep să ce accept doamna victima. Dacă vă... Dumneavoastră sunteți bărbatul? Da, eu sunt, da. Mm-hmm. Și credeți că sunteți bărbat, că bateți o femeie? Adică așa vă măsurați dumneavoastră? Așa... Nu e adevărat că sunt bărbat, doar că... Păi aveți dreptate, nu e adevărat, nu sunteți bărbat. Nu sunteți bărbat. Un laș. Sunteți un laș, un bărbat care lovește în halul ăsta o femeie și o desfigurează o clipă. Vă las, dar lăsați-mă și pe mine să vorbesc. Un bărbat care își desfigurează femeia în halul ăsta nu este un bărbat, este un laș. N-am ce să vă ascult. Nu am ce să vă ascult. Bine, cum spuneți dumneavoastră, sunt un laș, sunt cum spuneți dumneavoastră, dar ascultați-mă puțin. Treaba asta s-a întâmplat între noi numai când i-am înșelat. Până să se întâmple lucrul ăsta, nu se întâmplă lucrul ăsta. Și tu n-ai înșelat-o pe ea, mă? Eu... Ai bătut-o de nenumerate ori, nu minți. Nu minți. Există un Dumnezeu deasupra, ai bătut-o mereu, nu odată. Înainte, din cauza lor, e acest întâlnit. Nu e adevărat? Dacă când am venit cu mașina de poliție, când am venit la Fetești la poliția, atunci te înșelase? Nu. Atunci deci, da, a fugit atunci, cu tine. De ce o bătuse și o desfigurase? Atunci a fugit cu tine. De câte ori o desfigurezi? Deci nouă, de ce nu ne-ai spus niciodată chestia asta? Spuneai că ai fost băut sau atât? Deci eu am o rugăminte la tine, să o lași în pace, să vină acasă, să-și crească fata. Doamnă, și tu fiecare să o ia pe drumul lui. E mai bine așa. Eu țin pentru că ne iubim. Dacă ea vrea să stea cu mine, de ce vă băgați între noi? Ca de obicei, când am venit la voi, de avea cuțitul pus la gât. Așa? Așa crezi tu? Deci, nu e adevărat lucrul ăsta, asta e o minciună spusă de tine. Să spune ea lucrul ăsta că am... Nu că acum e lângă mine, să avei gândit. Eu știu că acum am gândit lucrurile. Îți mulțumesc că la mine ai fost respectat și nu știi să respecti. Nu e adevărat. Eu știu că acum...